Zilele trecute, premierul a demis din funcție pe ministrul finanțelor, fostul ministru al finanțelor, vorbesc aici de domnul Alexandru Nazare, iar portofoliul de la finanțe a fost preluat chiar de premier. Coincidență sau nu, zilele acestea vedem primarii, cu zeci de primari, la întâlnire cu premierul, care ne anunță că o să facă și o rectificare bugetară. Credeți că are legătură demiterea ministrului și competiția aceasta dintre premier și președintele PNL? Există cu siguranță un fel de zvonuri și e clar că exista opinii divergente legate de rectificarea bugetară. Domnul Nazare fiind o persoană care dorea o abordare mai cumpătată, care să țină deficitul mai jos. Acum o să vedem cum va acționa domnul premier. Astăzi are și portofoliul de la finanțe și poate face rectificarea cum dorește. Acum suntem într-o situație destul de dificilă bugetar și nu cred că rectificarea va putea să verse cu lapte și miere pe toate primările din România. Și trebuie să nu uităm că rectificarea se va face, trebuie să țină cont de toate culorile politice ale administrației publice în România, dar și de algoritmul din interiorul coaliției. Deci nu va fi ca și cum se împarte numai la primarii PNL. Trebuie să ajungă acolo unde sunt nevoi. Avem într-adevăr încasări mai mari decât anul trecut, însă și există o presiune pe noi de a merge și mai jos cu deficitul decât am vrea. Pentru că deja există o prognoză de creștere a riscului de, adică e o presiune pe finanțare și pe costul finanțării, pentru că atunci când ajungem la 50 plus cu datoria publică, știți că este o lege prin care trebuie să înghețăm salarii, trebuie să înghețăm pensii și așa mai departe, numai ca să ducem datoria publică mai jos. Deci și dacă vor fi niște resurse, nu cred că obiectivul principal va fi să le fie împărțite la primari, ci să asigure macrostabilitatea economică a României. Dar, bineînțeles, premierul se consultă cu primarii, este în drept al lui ca și prim-ministru. E o coincidență, totuși. Acum vă dați seama că în perioada asta cu coincidențele suntem naivi, dar iarăși discutam despre 13-12 miliarde pe care i-a găsit necheltuiți la Ministerul de Finanțe. 7 miliarde sunt fonduri europene. Banii aceia nu poți să-i cheltuiești cum vrei, adică să iei să-i împarți. Sunt bani economisiți, aia sunt bani necheltuiți. Este o diferență, pentru că votându-se bugetul mai târziu, s-au decalat tot felul de termene prin care pe achiziții publice, licitații, deci banii aceia sunt în plan de a fi cheltuiți și probabil că vor fi și cheltuiți. Deci rectificarea nu va fi una uriașă, ci va fi o rectificare ca toate rectificările, 1, 2, 3 miliarde de lei, care vor fi împărțiți pe foarte multe deficite în țara asta, care trebuie să acoperite.